Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre preparate din paste făinoase. Pastele făinoase, după modul de pregătire, se pot folosi ca diferite garnituri la obținerea budincilor sau ca preparate cu diverse adaosuri, ca de exemplu unt și brânză, paste făinoase gratinate cu sos, tomaș, cașcaval, ciuperci și șunca, astfel se pregătesc spaghetele milaneze cu aceeași adaos, dar fără ciuperci, și spaghete italiene fără șuncă, spaghete napolitane sau cu parmezan, sos tomat, carne tocată și prăjită, ceapă prăjită și piper, să pregătesc spaghetele boloneze. Pregătirea pastelor făinoase gratinate se face astfel. Pastele fierte se adaugă un sos basamal în care s-au incorporat gălbenușul de ou, unt și cașcaval, se unge tava cu unt, se tapetează cu pesmet, se așează macaroane astfel pregătite, peste care se presează și cașcavala. Se țin în cuptor 20 de minute, se servesc calde, stropite cu unt. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Pies, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!